Rusalin Șfănon este cetățean de onoare al municipiului Hunedoara. Cu două zile înainte de a împlini 75 de ani, profesorul Rusalin Șfănon a fost distins de Consiliul Local cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Hunedoara. Este o încununare a muncii sale de o viață în promovarea pădurenilor și activității desfășurate în domeniul cultural, etnografic, muzeografic și publicistic. Rusalin Șfănoi s-a născut la 23 martie 1944 în satul Dăpâca, comuna Toplița, județul Hunedoara. Ședința a început cu o prezentare video a activității domnului profesor dr. Rusalin Șfănoi, prea scurt pentru o viață întreagă dedicată ținutului pădurenilor. Rusalin Șfănoi și-a început discursul. Sunt onorat și emoționat în același timp să particip la acest eveniment organizat de primăria municipiului Hunedoara. A povestit cum prima sa tentativă de a ajunge la Hunedoara a eșuat, pentru că tatăl său nu a vrut să-i dea cei 8 lei necesare excursiei cu clasa. Urma să viziteze castelul Corvinilor, dar n-a fost să fie. Tata, deși era și morar, și rotar, și templar, și dulgher, cum lucra la o roată, s-a uitat, a desfăcut chimirul, s-a uitat într-o pungă, nu era nimic, a tras deoparte chimirul, s-a uitat într-un buzunar mai mare, tot la chimir, nimic, niște bani mărunți așa roți, că nu a ajuns la un leu. Eu văzând că n-are, zic, nu mai contă, că nu sunt. Deci n-am. A reușit să viziteze Hunedoara în clasa 7-a, la 12 ani, venind pe jos, împreună cu un grup de colegi, după cursuri. Tot atunci a mers și în piața orașului. A treia oară când a ajuns la Hunedoara a fost ca să se angajeze ca strungar în combinatul siderurgic. Încurajat de colegi, s-a înscris la liceu, promovând cu brio toate cele 6 examene de admitere. Acum că a primit titlul de cetățean de onoare, Rusalin Șfănoi și-a pus în fața tuturor din Consiliul Local următoarea problemă. Ce aș putea să fac eu pentru Hunedoara? Pentru orașul în care am învățat, în care am crescut, în care am muncit. Ar putea să fac mult. Și da, a venit și cu o soluție. Un muzeu al satului pădurenesc, situat în apropierea castelului Corvinilor. Este un proiect pe care l-a prezentat deja primarului Dan Bobouțanu. Muzeul ar urma să arate cum se prezenta o casă pădurenească în secolele 18, 19, 20, dar și diverse ateliere ale muncitorilor pădureni. În fiecare lună, hunedorenii se vor putea bucura de un spectacol tematic, cum ar fi joc pădurenesc, horă moldovenească, horă oltenească, menite să anime viața culturală a orașului. Primarul comunei Lelese, Ciprian Achim, a subliniat importanța pădurenilor pentru municipiul Hunedoara. Este o onoare și o datorire a municipiului Hunedoara să acorde acest titlu. De ce spun lucrul ăsta? Domnul Rusalin a scris foarte mult despre noi, despre pădureni. Dar în ținutul pădurenilor, în momentul ăsta, în toate comunele, dacă mai locuiesc undeva, maxim 6.000 de locuitori. Iar în municipiul Hunedoara, pădureni, în momentul ăsta sunt peste 12.000. Deci aici este baza pădureninii în municipiul Hunedoara. Evident că municipiul Hunedoara este, așa cum a spus de multe ori domnule profesor și domnule primar, poarta de intrare în ținutul pădurenilor și este bine că putem beneficia de expertiza dumneavoastră, mai ales în ceea ce ne-ați propus. Acest muzeu al satului a fost gândit de mult și domnul director al Castelului Corvinilor, domnul Tincu, și alții au spus acest lucru, iar dumneavoastră nu veniți decât să întăriți nevoia unei asemenea investiții culturale în municipiul Hunedoara. Cu siguranță trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc! Este o onoare pentru noi că domnul profesor Rusalin Șfănoi a acceptat acest titlu onorific de cetățean de onoare al municipiului Hunedoara. Bogata sa experiență pe care și-a construit-o în atâția ani de zile aduce un plus municipiului Hunedoara. Sunt bucuros că l-am putut aniversa în avans cu 48 de ore, pentru că de fapt în 23 martie împlinește o frumoasă vârstă.
Și evident că este un exemplu pentru noi, un exemplu cum promovează Ținutul Pădurenilor. Până la urmă, municipiul Hunedoara este poarta de intrare în acest ținut al pădurenilor, iar ideea domniei sale de a crea un muzeu al satului, muzeu al pădureninii în apropierea castelului, este binevenită și trebuie să începem să lucrăm la această idee. Sunt onorat și emoționat în același timp pentru evenimentul ce s-a întâmplat astăzi la primăria municipiului Hunedoara, când mi s-a amânat distincția de cetățean de onoare al acestui municipiu. Sigur, sunt recunoscător și voi face tot ce este posibil să sprijin și eu cu experiența mea, cunoștințele mele, activitatea culturală din municipiul Hunedoara. Un obiectiv important ar fi realizarea unui muzeu al satului pădurenesc aici în Hunedoara, în preajma castelului Hunedoara, și unde se vor simți bine atât pădurenii cât și ceilalți locuitori care au domiciliu în acest frumos municipiu.